Salut prieteni, cu voi astăzi este Bogdan și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi o să vă arăt unul din stilurile în care eu îmi fac părul. Înainte să încep acest tutorial, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă motivează foarte mult, așa că aștept like-urile voastre să ajungem la cât mai multe like-uri. Ok, acum o să vă arăt de ce aveți nevoie pentru a vă face această frizură. Deci, aveți nevoie de o cremă de păr sau un gel. Eu folosesc o cremă de păr Nivea, așa arată. Puteți vedea, vă uitați aici undeva, uitați aici, arată numărul 4, adică nu este chiar așa tare, dar nici moale, este numai bună, cel puțin mie îmi place această cremă, mă descurc cu ea. Aveți nevoie de o pere rotativă, eu am pe aceasta. Ok, aveți nevoie și de un fixativ, pentru că după ce vă dați cu gel sau cu ceară, vă modelați părul în poziția care doriți, aveți nevoie de un fixativ care să fixeze, să întărească frizura, ca să stea pe tot parcursul zilei. Eu am aici un fixativ Taft, sunt foarte mulțumit de el, mă descurc cu el și îmi stă părul foarte bine, chiar mi-l întărește bine și nu trebuie să folosesc foarte mult. Puteți observa aici undeva, este... Sper că se vede, este numărul 5, adică tărie numărul 5, dacă era la 2, întărea foarte, foarte puțin, deci părul nu stătea, nu era bun, cel puțin pentru mine. Eu am ales numărul 5 pentru că întărește bine și nu am nevoie nici de mult, dau cu puțin la urmă și atât. Mai aveți nevoie și de un feon puternic care să usuce bine părul și să-l fixeze, să aibă putere. Eu am aici un feon Philips, puteți observa, nu știu dacă se vede, sper să se vadă, 2300 de volți. Este un feon foarte bun, foarte puternic, sunt foarte mulțumit de el. Mă ajută în proporție, să zic așa, de 70% să-mi fac frizura. Este baza unei frizuri, feonul și peria. Dar în acest tub albastru am apă și protecție de păr, pentru că mulți dintre voi ați spus că fixativul Taft sau ceara sau orice alt gel cu care vă dați în păr afectează părul. Da, orice fixativ, orice ceară, orice afectează părul, nu există ceară sau fixativ, cremă care să nu afecteze părul. De aceea, înainte să aplic ceara sau fixativul, eu folosesc o protecție de păr, pentru că protejează cât de cât părul. Cam astea sunt lucrurile de care aveți nevoie să vă faceți această frizură, așa că haideți să vedem ce o să iasă. O să aplic întâi protecția de păr. Întind bine pe tot capul, inclusiv pe la rădăcină. După ce am aplicat protecția de păr, avem nevoie de feon pentru a usca părul cât mai bine și pentru a-l fixa în poziția pe care noi o dorim să ne așezăm părul. Uscăm părul în partea dorită. Dacă vrem să ne stea părul în partea dreaptă, uscăm repetat în partea dreaptă. Dacă vrem în partea stângă, uscăm repetat cu perea și feonul în partea stângă. Ok, prieteni, după cum puteți observa, părul meu a prins un volum foarte mare, doar din perie și feon, v-am spus, este foarte important acest pas. Uitați ce volum are. Ok, acum aplicăm ceara de păr, apoi puțin fixativ pentru a fixa frizura. Acum luăm puțină ceară și modelăm frizura. Nu luăm chiar așa multă, uitați, cam atât. Eu zic că e de ajuns. Frecăm bine în palmă, întindem și printre degete și băgăm mâna în păr și modelăm frizura în forma dorită. Ok, eu vreau să-mi stea aici mai lăsat așa, că îmi place cam bretonul mai mare și vreau să stea mai pe o parte. Băgăm mâna bine și în spate. Îmi place că
I-am dat volum mult, stă în sus ridicat, stă cu volum și asta îmi place. Ok. După ce am aplicat ceara de păr bine în tot părul și am modelat părul în forma dorită, avem nevoie de puțin fixativ pentru a întări frizura și pentru a o fixa. Deci luăm puțin fixativ și dăm în tot capul și mai băgăm puțin mâna pentru a-l fixa, pentru că o să se întărească foarte repede, așa că trebuie să ne mișcăm cât mai rapid. Okay, aplicăm în tot capul și apoi, după cum v-am spus, fixăm puțin cu mâna și puțin în partea de jos la breton. Ok. Și puțin în partea din spate. Și firul acesta să-l lipesc. Eu zic că e destul de ok, mie îmi place și cam atât. Cam asta este frizura, prieteni. Uitați, așa arată. Ok, prieteni, cam atât și cu clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut această frizură, nu uitați să apăsați butonul de like. Cu voi astăzi a fost Bogdan și vă urez o zi frumoasă. Ne vedem la un următor video. Pa!